mai poate la asta acolo. Fără de sânge și de căbăm, te rugăm și cu vedință la tine cădere. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri și scuzele. Adică pâinea aceasta însuși Duhul Hristos și Tău. Amin. Iar ceea ce este potinul acesta însuși cinstit sângele Dumnezeule pe dânsele cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Yeah.
Îi pomenește, Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pe noi preasfințitul părintele nostru Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și pe preasfințitul părintele nostru Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pe care-i dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreci cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvânt adevărului tău. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe care îl dăruiește Sfintele tale biserici în pace, trece-se sănătos, delungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. A slăbi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie milele Marului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și sfinții pomenindu-i, iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel Mare și mai presus de cerul duhovnicesc cu său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită Dumnezeiescul har și darul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi
Dumnezeule, cu harul tău, Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă-n pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor, aspru și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. În pace și într-o pocăință săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinei sfinții noastre fără durere neîncântat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Doamne, încredicește pe noi să pâne cu îndrăznire fără de o sândă să te putrezăm a te chema pe tine Tată Dumnezeul cel ceresc și să zice: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cer. Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oamenea unia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfintele Sfinților, unul Sfânt, unul Domn, Iisus Hristos, pentru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
Tu.